Iubiților frați și surori, părinți și copii, prieteni ai casei Domnului, aș vrea să vă transmit un salut dintr-un psalm și spune psalmistul: fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul. Amin. Dar aș vrea să vă mai transmit un salut și să văd ce răspundeți voi acum. S-a dus un om la câmp, la săcerători, și sigur că erau mulți acolo în vremea aceea, se lucra manual, și el a spus: Domnul să fie cu voi. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Puțin ați răspuns. Ce au răspuns cerătorii? Dacă noi vă binecuvântăm în numele Domnului, și voi trebuie să ne binecuvântați tot în numele Domnului. Amin. Pentru că vrem să slujim împreună înaintea Domnului. Glorie Domnului. Nu fac nicio deosebire, rămânem jos la picioarele Domnului. Înaintea Domnului suntem egali, respectăm vârsta, respectăm calitatea fiecăruia de aici, dar aș vrea toți aceia care aveți Biblia la dumneavoastră să ridicați mâna sus. Cât să vin cu Biblia la casa de rugăciune. Mulțumim! Domnul să vă binecuvinteze! Amin. Pentru că îi spunea Dumnezeu la un slujitor, când l-a investit în lucrare, a avut o viață foarte plăcută, el a stat tot timpul în cort lângă Moise, care conducea pe poporul lui Dumnezeu, și când, de fapt, Moise a fost chemat, trebuia să plece de aici, l-a chemat Domnul, Domnul l-a și îngropat, apoi a fost pe munte când s-a arătat slava Domnului, și atunci Domnul i-a spus, mai spus eu acest cuvânt: ia-l pe Iosua, bărbat în care este Duhul meu, înfățișează-l înaintea preotului să-i dea eleși și înfățișează-l înaintea poporului, pentru că el trebuia să conducă poporul mai departe. Și în versetul 8 din primul capitol spune așa: cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Nu putem să citim toată ziua, dar putem să citim în fiecare zi. Și dacă citim în fiecare zi cât de puțin, din psalm sau din Evanghelie, din epistole, ceea ce citim este un cuvânt la care putem să cugetăm necurmat. Amin. S-a citit dintr-un psalm în această seară aici, dacă știți să-mi spuneți de unde ce psalm s-a citit, să-mi spună surorile. Domnul vă binecuvinteze. Amin. Cel ce cugete ziua și noaptea în legea lui Dumnezeu este ca un pom sădit în izvor de apă. De asta așa viteză are, că nu se oprește, nici la sfatul celor răi, nici pe scaunul celor bajocuritori, el are o țintă și nimeni nu poate să stea în față. Așa că el neprietenit îndrăznește ca un leu tânăr. Cel rău fuge fără să fie urmărit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat în această seară, dacă am venit aici să învățăm ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Și eu aș vrea să amintesc din cuvântul lui Dumnezeu, care îl găsim scris în capitolul din care a fost citit, și apoi să luăm niște exemple și să vedem în ce poziție ne găsim. Noi în fața lui Dumnezeu, în propriile noastre păreri sau gânduri, putem să avem o părere bună despre noi. Găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu: cel mai curat om la suflet de pe pământ în vremea lui, bineînțeles, și care se temea de Dumnezeu și s-a bătea de la rău. Dar când a ajuns în fața lui Dumnezeu, să-L întrebe Dumnezeu, să-L treagă Dumnezeu la răspundere, să-I pune niște întrebări, atunci a recunoscut că a vorbit de lucruri mai presus de puterea lui și a pus mâna la gură și a zis: mă pocăiesc, nu numai așa mă pocăiesc, în sac și în cenușă. Așa cum s-au pocăit ninivenii, când au auzit, n-a avut nicio făgăduință, o amenințare, trimis din partea lui Dumnezeu, printr-un om îndărâmnic, care în loc să meargă unde l-a trimis Dumnezeu, el scoate bilet să fugă în altă parte. Și pentru că n-a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu l-a învățat să se roage, dar nu aici. De la adâncimile munților, la temeliile munților, de acolo în fundul mării, acolo papura se împetea deasupra capului său și adâncul vreau să încuie pe veție. Și atunci a știut să se roage, a știut să facă și juruință înaintea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că bărbații ăia care s-au pocăit atunci cu boicută, cu oi, toți avui a fost la pocăință. Și să strige cu putere către Dumnezeu. Domnul Iisus vine și spune că aceștia în ziua judecăți se vor judeca pe neprihăniții farisei și cărturari care se credeau neprihăniți, dădeau zăcioală, făceau multe lucruri prin care spuneau că și le făceau. Și toate acestea au rascrisă pe lista lor. Dar lista lui Dumnezeu nu era nimic din ce au spus ei. În lista lui Dumnezeu era scris despre acela care s-a plecat la picioarele Domnului
și a spus, nu îndrăznești nici ochii să-mi ridici spre cer, ai milă de mine, păcătosul. Domnul Dumnezeu să se îndure și să ne binecuvinteze pe toți. Și hai să vedem dacă noi pocăiți mai avem ceva păcate de care trebuie să ne pocăim. Dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, vă rog, notați Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, din capitolul din care s-a citit. Spune cuvântul lui Dumnezeu că mânia lui Dumnezeu să descopere din cer împotriva oricărui nelegiuirea oamenilor, care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, și pocăiții îl cunoaște, nu? Nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit, s-au dedat la gânduri deșarte. Nu trebuie să faci spargere niciunde, nu trebuie să strici casa nimănui. Dar dacă venim și ne întoarcem la această oglindă, n-au proslăvit pe Dumnezeu, nu i-au mulțumit, s-au dedat la gânduri deșarte. Și din moment ce ne dedăm la gânduri deșarte, vine noaptea, chiar dacă e la 12 ziua. Și atunci arată că mintea s-a întunecat, că inima s-a întunecat și atunci să săvârșesc poate fără să vrem, să spunem așa în paranteză, tot fel de nelegiuiri. Și dacă citiți capitolul ăsta, și vă rog să-l citiți, că avem ceva de învățat din cuvântul lui Dumnezeu, și bărbați și femei și căsătoriți și necăsătoriți și tineri, din cuvântul lui Dumnezeu, și să vedem unde locuim, de ce suntem înconjurați din lumea aceasta, de ce sunt înconjurați copiii la școală, studenții, de ce sunt înconjurați, mă refer la cei credincioși. Să nu uităm că un copil care a fost cerut la Dumnezeu de o femeie care simțea o cărâtă, v-am amintit aceasta și repet, nu știu dacă mai țineți minte, sau dacă ați mers acasă și citiți. Acest copil Samuel a crescut între niște copii foarte răi, obraznici, trufași, lăudăroși, și acum că sunt scris în Biblie. Dar acest copil, care s-a dus cu o bună educație de la mama care știa Biblia, care știau legile lui Dumnezeu, el a crescut acolo între copiii aceștia foarte răi al lui Eli. Și Dumnezeu rupe pentru totdeauna legământul dintre tată și copii și îi cheamă pe micuțul Samuel și îi spune ce are el să facă. Scurt, o spus, eu cinstesc pe cei ce mă cinstesc, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Și aici, dacă nu-i mulțumim lui Dumnezeu, nu-l prostăvim pe Dumnezeu, în trupul și în duhul nostru, care este al lui Dumnezeu, așa ne spune Scriptura. Amin, fraților! Domnul să ne binecuvinteze, amin. Să-L proslăvim pe Dumnezeu, amin. În trupul și în Duhul nostru care sunt al Lui. Zece leproși strigau de departe, n-aveau voie să apropie, e la distanță. Iisus, ai milă de noi! Și Domnul i s-a făcut milă, știți ce a făcut? Duceți-vă și arătați-vă preotului. Și pe când se duceau, au ascultat, s-au văzut curățâți și s-au bucurat. Dar unul dintre ei, din zece, unul se întoarce și el vrea să-l proslăvească pe Dumnezeu. Era și străin, era samaritean. Și el s-a întors să dea slavă lui Dumnezeu și să-i mulțumească. Câte binefaceri v-a făcut Dumnezeu? Nu răspundeți cu voce tare. De câte ori am fost scoși din groapă? De câte ori am fost păziți de întâmplări neprasnice? De câte ori în accidente poate că era să fim îngropați? De câte ori poate mașina bună care ai luat-o de lux și cea mai scumpă ar fi putut să fie sicriu pentru tine, ar fi putut să fie cimitir pentru tine sau pentru noi oricare. Cum vreți să plătim noi binefacerile lui Dumnezeu față de noi? Salmistul, când a fost întrebat, știi ce a spus? Voi înălța paharul izbăvirilor, voi chema numele Domnului și voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor, în mijlocul tău, Ierusalime, lăudați de Domnul! Când avem probleme, din data de 12 sunt aici în America, mai fost și în altă parte, am fost și aici, parcă de fiecare dată, frații ne îndeamnă să îndrăznim, dacă avem cauză să le aducem înaintea Domnului, dacă și pentru altele persoane care le cunoaștem, sarudeni, sunt așa, de câte ori am venit și mi-am spus lui fratele, poate prin domn bilet, sau mi-am cerut permisiunea, vreau să laud pe Dumnezeu în mijlocul adunării, că Dumnezeu a ascultat rugăciunea care s-a făcut. Păriți să fie numele Domnului. Ascultă Dumnezeu rugăciunea?
Tu ascult rugăciunea, zice în Psalmul 65. De aceea toți oamenii vor veni la tine. Toți oamenii se duceau după Domnul Iisus Hristos. Și adunarea care este aici în această țară, cred că de a veni ca Domnul să asculte rugăciunea. Amin. Dar să nu uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și întreabă Domnul, n-au fost vindecați toți 10? Cum de numai unul se întoarce și străin? Și ăsta spune că a venit să dea slavă lui Dumnezeu cu glas tare. Mări să fie Domnul! Că îi mulțumim în ascuns, că îi mulțumim uneori numai cu mișcarea buzelor, el și așa asculte. Dar vrea să fie înălțat în adunarea sa cea mare. Amin. Domnul să înalță mijlocul strigătilor de biruință. Aleluia. Și într-o împrejurare când s-a cântat o cântare spre slava lui Dumnezeu, s-a cutremurat pământul la o cântare. S-a cutremurat la temniță când s-a rugat și a cântat, s-a cutremurat când s-a rugat, spunem 4 din Fapte, capitolul 12, când s-au dus la lor, le-au istorisit necat, cum spunem și noi unii la alții, și au ridicat glasul către Dumnezeu tot și s-a rugat lui Dumnezeu după cele scrise în Scriptură, e o rugăciune scurtă, dar cu credință. S-au cuplat drept de Dumnezeu și a spus, Dumnezeule, așa a vorbit. Știi ce ai zis tu prin gura părintele nostru, David? Cum să nu știe Dumnezeu? Dar aduce aminte lui Dumnezeu de îndurările și de mila lui. De ce s-a întărât neamurile, s-a unit în cetatea aceasta, ai roșu, pilați cu noroadele, să facă tot ce au hotărât mâna ta și sfatul tău, mai dinainte. Și după ce s-au rugat ei, i-a prins Domnul la rugăciune. Ce ziceți? I-au prins Domnul la rugăciune. Nu. Mării să fie Domnul, că să spune soror. De cum să-i prindă? S-a cutremurat și locul unde erau adunați. Aleluia. Și cât s-au umplut de Duhul Sfânt? Tot. Cât am vrea să ne umple Domnul de Duhul Sfânt în această țară? Glorie Domnului! Amin. Dar să ne întoarcem și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Trimite Dumnezeu pe slujitorul său pe Isaia, du-te la împăratul Ezechia, spune să-și pună casa în rânduială că va muri. Atâta. Și prorocul a plecat. Un scurt mesaj. Și atunci prorocul a rămas foarte mișcat cu inima, s-a întors cu fața spre perete, a făcut și el o rugăciune scurtă, după Biblie, poate, dar nu trecem peste Biblie. Și după ce a făcut această rugăciune, a vărsat multe lacrimi, cu fața întoarsă spre perete. Și Domnul întoarce pe proroc înapoi, du-te să spune-i că i-am auzit rugăciunea, ați vrea să ne spună Domnul la fiecare prin Duhul Sfânt că ne-a ascultat rugăciunea? Doamne, amin, ajută. Ne rugăm în comun, ați vrea să vină Domnul să ne spună? Amin. Domnul să se îndure și să îndrăzniți să ne rugăm lui Dumnezeu că ne vom ruga cu toți. Și spune, du-te, spune că i-am ascultat rugăciunea, i-am văzut lacrimile și îl fac sănătos și a treia zi să suie la casa Domnului. Domnul să asculte rugăciunea la toți care sunt aici. Amin. Și a treia zi, adică duminică, mâine, vineri, sâmbătă și a treia duminică, să facă Dumnezeu pe toți care sunt aici să vină în casa Domnului cu mulțumiri, cu laude și să mă aducă și pe alții. Și să spună, așa cum spune psalmistul în Psalmul 66, veniți toți care vă temeți de Dumnezeu și o istorie, știți ce a făcut El sufletului meu. Nu ce are alte lucruri să tot meri înainte să te înăbdușească îngrijorările și banii și dolarii și multe lucruri, nu ele le cere, ele îți dă Dumnezeu cât îți trebuie. Cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu să te umplă de Duhul Sfânt și pacea să fie în inima ta și în casa ta. Și atunci e desigur că Dumnezeu ascultă rugăciunea și pe cum credere Dumnezeu le vede lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care s-au făcut. Și Domnul să ne asculte și să fie cu noi. Și după ce se vindecă, mai cere el și niște semne din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl ascultă. Cum vrei el? Cum vrei? Păi, prin ce cunosc că măsui la casa Domnului? Nu-i bine să-L ispitim pe Dumnezeu, nici să ne certăm cu El. Că dacă vrei să te cerți cu El dintr-o mie de lucruri, n-ai să răspund la unul singur. Eu n-am fost în stare să răspund, numai că a fost cel mai curat om la suflet. Dar n-am fost în stare, atunci zic că pune mâna la gură. Cum vrei să treacă umbra cu 10 trepte, în urmă sau înainte? Înainte e o obișnuie, de-aia să dea înapoi. Așa a fost, i s-a pus turta de smochine pe umflătură, probabil să fi fost cancer. Pune umflătură. Și Domnul l-a vindecat, dar aud niște trimești din Babilon, nu oricine, și vin ca să vadă minunea. Ce minunat ar fi că oricine vine la noi când vine, să putem să-i spunem ceva din minunile lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu? Surorile, în familie, stai înaintea Dumnezeu, te rogi pentru copii, pentru probleme,
și să te bucuri că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Și când vin vecinii sau rudele, să le poți povesti despre minunea care a făcut-o Dumnezeu. Face Dumnezeu minuni? Amin. Măriți să-i fie numele, numai să-l chemăm. Și atunci Ezechia a început să-l plimbe prin toate odăile de acolo, tot ce a avut și arme și bogății absolut. Tot ce a avut el le-a arătat la trimeșii aceia să meargă să-i spună că uite, a fost acolo și împăratul din Iuda, că era împăratul Iuda, nu al lui Israel, are foarte multe bogății. Dar ăla n-avea nevoie din Babilon de bogățiile și ăla cred că a avut. Avea nevoie să audă ceva ce nu se întâmpla în Babilon. Vrea nevoie să audă ce se întâmplă între credincioși în Israel. N-a vorbit nimic. Și când se duc oamenii acolo, se duce din nou Isa la el și spune, ce-au văzut oamenii la tine? Ce? Toate le-am arătat. Toate bogății. Și atunci, asigur că toate acestea au fost luate, eu spus că vor fi luate și dusă, și copiii lui vor fi oameni la casa împăratului. Pentru că nu i-au mulțumit, nici nu l-au proslăvit. Nu știu dacă aveți timp să citiți în Scriptură. Vă invit să stăm în picioare și să ascultăm cuvintele care le spune Dumnezeu aici în vremea aceasta despre noi și despre ce ce ne înconjoară și să stăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne păzească de toate aceste lucruri în care oamenii ajung și le și găsesc de bune. Le și găsesc de bune. Care nu aveți Biblia, vă rog, fiți atenți la cuvântul lui Dumnezeu, îl găsim în Sfânta Scriptură, la capitolul 1 din Romani, s-a citit primele două versete, eu vreau să citesc în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu intră nimic întinat sau spurcat. După cel ce ne-a chemat e sfânt, să fim și noi sfinți în toată purtarea noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și ca să fim sfinți, trebuie să avem cuvântul Domnului Iisus. Ei sunt sfinți din pricina cuvântului pe care l-am dat. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărui necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărui nelegiuire a oamenilor care înăduși adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, că le-a fost arătat de Dumnezeu. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu noi, avem conștiința, glasul conștiinței dumnezeiești. În 17 capitol din Evanghelia lui Ioan, versetul 3, spune așa, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurii de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au pălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu murmuritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurății ca să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și s-au slujit și s-au închinat făpturii în locul păcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboasă, căci femeile au înschimbat întrebuințarea lor firească într-una care este împotriva firii. Tot așa și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de ucideri, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Aș vrea, pentru că m-am uitat la ceas și l-am împărțit în două. Am spus jumătate să fie la mine și îl dau jumătate la frate, dar mai sunt încă 10 minute până la jumătate nouă. Vreți ca în aceste minute să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem lui Dumnezeu ca să ne lumineze mintea noastră și gândurile noastre și să depărteze din viața tinerilor și a familiilor
ura, divorțul și toate stricăciunile care, de fapt, ne cinstesc de Dumnezeu. Că Dumnezeu e martor între tine și nevasta din tinereața ta, spune cuvântul lui Dumnezeu, căruia nu mai ești credincios sau nu mai ești credincioasă, cum spune în profetul Malachi. Și toate aceste lucruri dau ca niște valuri infuriate, ca marea, și s-au înspăimântat în România în anul acesta, în primăvară, și au recunoscut autoritățile. Nu mai putem să stăm împotriva furiei mărilor și apelor care au fost acolo. S-au distrus case, s-au distrus vieți de oameni și toate acestea au fost. Așa năvălesc toate aceste stricăciuni din lumea aceasta spre Biserica lui Dumnezeu, dar în Biserica lui Dumnezeu să fie Duhul lui Dumnezeu, amin, să fie căpetenia de săvârșire credinții noastre. Amin. Haideți tine și bătrâni să ne rugăm, am spus câteva minute să ne rugăm, să cerem îndurarea lui, dar prin credință, că dacă cerem cu credință, o primim. Amin? Amin. Aleluia. Slavă ție, Doamne! Înainte
Deci eu voi citi două versete din nou capitolul din Nehemia, intitulat capitolului Postul și Mărturisirea Păcatelor. Eu voi citi doar numai versetul 2 și 3 și voi dat când va citi în continuare de la 3 din Ezra, de la versetul 10. Cei ce stau din neamul Israel, despărțându-se de toți străinii, au venit și au mărturisit păcatele lor și părădelești de părinților lor. După ce au șezut jos, au scris în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte de zi, a patra parte de și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Amin. Când au fost lucrători temeliile templului Domnului, au stat pe preoți în veșminte cu trâmbițe și pe leviți fiul Asaf cu chimbale ca să laude pe Domnul după rugarea lui David, împăratul Israel, cântau mărit și rugând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci durarea lui ține, căci durarea lui pentru Israel ține în veci, și poporul scotea mastră către de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți din preoți și leviți și din capii ai familiei mai în vârstă, care văzutele casei din tâi, plângeau tare, când se puneau sub ochelor temeiile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa că nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânselor poporului, căci poporul făcea mari strigăte al căror sunet se auzea de departe. Amin. Mulțumim Domnului de modul în care Domnul ne dă sfaturi, în modul în care Domnul ne face pe ei, pentru care noi atenți. Vom cânta trei cântare Domnul de nou. Sora Mica are o poezie, apoi vor avea o cântare de nou fratele de la Dumnezeu și vom continua pe fratele Ioan să dea un cuvânt în continuare prin el, în notul de biserică și să spune ca și ce din echime. Doamne, vorbește! Amin! Că cine mai ascult, eu vreau să